Nimic nu se compare cu ronțăitul gustărilor tale preferate. Dar când te lovește foamea, e greu să-ți păstrezi calmul. Însă nu te stresa, fii creativ și du ora mesei la un alt nivel. Sunt atât de plictisită. Deci, după cum puteți vedea, e atât de simplu. Ah, stai așa! Aproape că uitasem! Ia uite ce am! Vrei și tu? E delicioasă! Da, aș vrea! Ora de mate tocmai a devenit mult mai bună! Auzi ceva? Matematica e mult mai importantă decât guma! O să iau eu chestia asta! Sunt atât de dezamăgită! Cum putem să luăm niște gustări la ore? Au, mâna mea! Stai puțin! E o idee atât de bună! Bandajează-mă! Noroc că am cunoștință de prim ajutor! O să înfășor guma în jurul brațului tău, așa! Trebuie să fie strânsă bine! Wow! Arată grozav! Hai să mergem la oră! E timpul pentru o ronțăială? Bandajul ăsta e atât de gustos! Ia și tu! Ah, ce bun e! Ce e cu zgomotul ăla? Fetelor, iar faceți năzbâtii? Noi? Nu, nici gând! Am mers perfect! Da, serialul meu preferat și înghețata mea preferată, ziua perfectă! Mi s-a înțepenit lingura. De ce nu iese? Haide, vreau să mănânc chestia asta! Fursecul ăsta e atât de bun! Hei! Oh, e atât de frustrant! Trebuie să merg la sală! Ai grijă! Ce faci? Scuze, dar ce bine ai prins-o! Stai! Cred că mi-a venit o idee grozavă! Hai să mergem în bucătărie! Bun venit la emisiune! Am o rețetă uimitoare pentru voi! Hei, o știu pe ea! Să începem cu înghețata! Folosiți un cuțit ca să tăiați cutia în trei bucăți! Grijă mare la degete! Luați bucata din mijloc și puneți-o pe un fursec! Nu uitați să scoateți cartonul! Puneți deasupra un alt fursec! Un sandwich delicios cu înghețată și fursecuri! Ah, hei, te-ai întors! Gustă chestia asta! E genială! O felie de cașcaval! Roșia asta pare atât de proaspătă! Niște felii groase! Și acum chifla mea! Abia aștept! De ce nu se taie pe jumătate? E atât de tare! E ca o piatră! Poate merge să o rup? Aproape! Vreau ceva de mâncare! Fructe! Merge asta? Lasă! Ale arată și mai bine! Bună! Care-i treaba? Pot să-mi faci mie un sandwich? Sigur, dacă pot să tai chifla asta! Nici o problemă! Mă ocup eu! Ai nevoie de sculele potrivite! Ok, chiflo, s-ar putea să te doară! E o metodă grozavă de a scăpa de stres! Serios? Din ce-ai făcută chestia asta? Ok, acum devine ceva personal! Nu e un pic cam dramatic? Nu, e nevoie de niște măsuri drastice! Acum dă-te la o parte! O fac! Se pare că eu trebuie să fiu cea înțeleaptă. O să mă uit în cartea asta de rețete. Să vedem. De ce se învârte camera asta? Asta pare să fie o decizie înțeleaptă. Știu ce trebuie să fac. Ca să-mi prospătez niște chifle vechi, începe prin a turna apă peste ele. Pune chiflele într-un cuptor preîncălzit. Lasă-le acolo câteva minute și apoi scoate-le din cuptor. Chiflele o să fie moi și bune. Wow! Ce fel de vrăjitorie e aia? Cui pasă? Hai să mâncăm! Noroc! Ce zi relaxantă! O carte bună și o gustare delicioasă! E greu să citești, mi-e atât de somn! Hei, trezește-te! Gogoș! Cu plăcere! E atât de pufoasă! O să mai iau o gură! Doar una mică! Nu! S-au terminat! Mă întreb! Trebuie să mă gândesc!
Încă mai pot să le simt gustul de pe farfurie. Oh, ce mă fac? S-ar putea să meargă. Haide! O să torn apa. Apoi o să bag bolul în cuptorul cu microunde. Da, trebuie să fiu rapidă. Oh, prea târziu, am nevoie de o diversiune. Chestia asta ar trebui să meargă. Și lumea zice că eu ar trebui să mă spăl mai des. Iu! Ok, înapoi la treabă. O să dau cu niște vopsea roz pe covrigi. Și acum bombonelele. Par atât de convingători. Am șters-o de aici. Ce se întâmplă? Gogoșile mele. E atât de distractiv să gătești. Știu, ar trebui să fim șefi. Ce zici de un pic de suc de lămâie? Ia uite ce bine mănuiesc cuțitul. Salata asta o să fie atât de sănătoasă. Ce face? Ah, ochii mei! Am orbit! Mă usturi atât de tare! Mi-a sărit și mie în ochi! Ah! Fă ceva! Huh? Nu, oprește-te! Ce e? Pune lămâia jos! Mai bine încearcă asta! Întâi o să avem nevoie de o scobitoare. Pune lămâia pe o suprafață plană și rulează înainte și înapoi. Acum înfige scobitoarea în lămâie. Scoate-o și stoarce lămâia. Wow! Mâncăm? Da! E atât de gustoasă! Ce bine că e prânzul! Știu, mi-era atât de foame! Îmi place mult iaurtul ăsta! Prânzul meu e pe aici, pe undeva! Ah, o portocală! Pare atât de suculentă! Trebuie să o decojesc! Stai așa! Nu pot să o desfac! Wow, coaja asta e foarte tare! Haide, încep să mă enervez! O să mușc din ea! Uf, are un gust groaznic! Am nevoie de apă de gură! Ups! Au! O lovitură directă! Sper să-ți placă pedeapsa! Ah, stai! Ia portocala asta! Nici gând! Nu mă mai ating de fructe! Ok, cum vrei tu! Stai așa, am o idee! Folosește capătul unei lingurițe ca să pătrunzi în coaja portocalei și să o separ de pulpă. Fă asta de jur împrejur și scoate coaja. Super! Ia-o! E uimitor! Wow! O să mănânc pe toată! E atât de gustoasă! Mersi! Când vine vorba de trucuri culinare, nu trebuie să fii un bucătar simandicos. Fii îndemânatic! Care a fost sfatul tău preferat? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri distractive!